Un bărbat din Gorj și-a înjunghiat prietenul, l-a filmat în timp ce agoniza, apoi a postat imaginile pe internet. A vrut astfel să se răzbune pentru că iubeau amândoi aceeași femeie. Agresorul este acum în arest pentru 30 de zile, iar victima sa la spital cu șanse minime de supraviețuire. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Christopher și Christy erau prieteni de vreo 6 ani, iar dovada prieteniei lor este o postare de acum 2 zile de pe Facebook. În plus, obișnuiau să se viziteze des. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când Christy a mers acasă la cel care urma să devină călău ca să bea. La un moment dat și-au dat seama că iubesc aceeași femeie. S-au luat la ceartă și în scurt timp, gazda a scos o sabie și și-a înjunghiat rivalul. A filmat apoi totul cu telefonul mobil. De împuțită. Faci tu te vibor cu mine. Cu ultimele puteri, Cristi a încercat să-și ceară scuze. Ce să greșești tu, mă? Dormi acolo, hai. Că mă duc 100 de ani la pușcărie de ce sunteți. De și de sifoane imperiale! Abia când și-a dat seama că prietenul lui e pe moarte, Christopher a sunat la 112. Victima a ajuns la spital unde medicii au decis să-i scoată splina ca să-i salveze viața. Pacientul a fost transferat către spitalul din Târgu Mureș în stare gravă cu prognostic rezervat. Prezenta mai multe leziuni la nivelul toracelui. Avocatul agresorului susține că totul a fost un conflict spontan și că, de fapt, primul care a amenințat cu cuțitul a fost Cristi. Inculpatul susține că a fost atacat în urma unor discuții în care atât el cât și mătușa inculpatului i-au cerut părții vătămate să părăsească locuința. A fost atacat cu cuțitul de către partea vătămată, a reușit să-l dezarmeze pe acesta și într-un exces de furie i-a aplicat o singură lovitură de cuțit în zona toracică. Atât agresorul cât și victima sunt cunoscuți drept consumatori de etnobotanice. Și este posibil ca în momentul altercației să fi fost sub influența acestor substanțe. Totuși, specialiștii pun comportamentul agresorului pe baza unor probleme psihice agravate de beție. E spor național alcoolismul acesta. Dacă ei erau treji, nu se întâmplă așa ceva. Dar cum să-l filmezi? Vă dați seama că unul acesta are probleme psihice grave. O astfel de tentativă de omor nu poate să o facă un om zdravă la cap. O astfel de tentativă de omor să și filmeze și să aibă limbajul acela și justifica pe undeva această agresiune comisă în urma unei furii oarbe. Christopher are 24 de ani și a fost arestat pentru tentativă de omor.